Bună seara, bine ați venit la o nouă reîntâlnire cu Dumitru Bezem. Mai e o săptămână până la aniversare. Atunci probabil noi o să facem un cadou, dar până atunci ne face pictorul această trecere în revista recoltei anului 2018. Așa cum ne-a obișnuit pe parcursul unui an acest prolific artist, are un număr impresionant de participări, în primul rând cu expoziții personale în diverse țări din oraș și nu numai, dar și la tabere, simpozioane și alte manifestări cultural-artistice. Ceea ce cred eu că îl face cel mai activ membru al filialei Neamț al Uniunii Artiștilor Plastici. Sigur că acum, prin mărirea spațiului de expunere, tablourile sunt un pic mai legere, dar sunt tot atât de multe ca de fiecare dată. Am să dau cuvântul domnului scriitor și profesor Bungheș și apoi sigur că are multe să ne spună chiar autorul acestor frumoase tablouri. Doamnelor, domnilor, bună seara! Mai devreme îmi spunea maestru Potop că de fapt în această seară mai este un vernisaj chiar la orele acestea. Și zic eu că fericit orașul care în aceste vremuri poate avea public pentru două expoziții de artă în paralel. Și spuneam de aceste vremuri care în comparație cu vremea de afară, care este minunată, vremea de afară, această zi de toamnă extraordinară care a fost și astăzi și care consonează extraordinar cu cromatica și multe din titulaturile tablourilor semnate de Dumitru Bezem în expoziția de față. Îngăduiți-mi să fac câteva referiri, fără a intra în prea multe detalii. Eu totdeauna când am vorbit la expozițiile de artă plastică am menționat că nu sunt critic de artă, deci nu voi face nici trimiteri, nu știu la ce curente, nu știu la ce autori, nu voi face nici comparații care pentru mine cel puțin pot fi riscante, în schimb nimeni nu mă poate opri să declar un lucru. Sunt bucuros și m-a bucurat când am văzut simezele acestei expoziții. Și atunci când ești bucuros, nu poți face ceva mai bun și mai frumos decât să împărtășești propria bucurie cu alții, cu semenii tăi. Și din acest punct de vedere, merită să ne împărtășim astăzi bucuria la acest nou vernisaj semnat de Dumitru Bezem. Acum un an, vorbind tot în fața dumneavoastră, mărturiseam că în tematica generală a lui Dumitru Bezem există două constante extraordinare, cărora le-am zis arhetipuri matriciale. Fie că e vorba de casa strămoșească,
pe care o vedeți inclusiv pe pereții acestei expoziții, fie sub formă de bordei, fie casă cu pridvor, fie casă cu cerdac, fie casă, simplă casă, și cea de-a doua este vorba despre vatră. Vatra casei, vatra satului, vatra țării, vatra lumii, cum am zis eu anul trecut. De data aceasta aș adăuga la zicerea mea, care a întrunit unele adeziune, altele nu, n-are nicio importanță, dar aș adăuga o dimensiune interioară a acestei expoziții. O dimensiune care e caracteristică și celorlalte expoziții ale lui Dumitru Bezem, dar de data aceasta cu mai multă pregnanță mi-a răsărit în față. Este vorba, deci, dincolo de permanența casei și permanența vetrei, este vorba de permanența credinței. Și când spun credință, nu mă refer la ultimele expoziții ale lui Dumitru Bezem, chipuri de biserici și duhovnici, nu mă refer nici la credințele ușor deplasate ale ultimilor ani de proto-ortodoxism, ci mă refer pur și simplu la o înaltă spiritualitate. Înaltă spiritualitate manifestată de pictor în tot ceea ce zămislește cu har. Și la ce vreau să mă refer? La faptul că în lucrările sale, mai mult decât de obicei, iar anul acesta, cum spunea domnul Potop, mai mult chiar ca în alți ani, pentru că eu am fost puțin derutat acum vreo un an și jumătate, se vorbea de anul Bezem 2017, nu știu ce. Eu spun un lucru, anul 2018 a fost mai an Bezem decât 2017, pentru că Dumitru Bezem a fost prezent nu numai aici, nu numai la bibliotecă, nu numai la casa pensionarilor, nu numai la Sestri, nu neapărat la Vaduri, ci și în multe alte locuri, fiind o omniprezență plastică pentru sine, pentru publicul care îl iubește, pentru toți cei care au gândit frumos la ceea ce înseamnă arta în viața lor. Și iertați-mă, dar priviți acel Crist, și nu fac o blasfemie când fac comparații, dar uitați-vă și la arlechinii lui Bezem și uitați-vă la ochii lui Crist și ochii arlechinilor. Dar să nu forțez nota, am și alte explicații, să nu supăr pe nimeni. Priviți acea frunză singulară de pe perete care se vede din vitrină. E o frunză extraordinară acolo. Și uitați-vă la celelalte tablouri intitulate Toamna. Dar uitați-vă încă la un lucru. Câtă toamnă e și în alte lucrări. Galben auriul roșietic lui Bezem este omniprezent în această sală. Și veți simți mai mult decât atât. Chiar într-o expoziție de toamnă și în culorile toamnei, în lucrările lui Dumitru Bezem, găsim culorile tuturor anotimpurilor. Are stilul, modalitatea, ușurința cu care ne face să simțim până și în toamnă că e primăvară, că e vară, că e iarnă. Nu mai vorbesc de toamnă, pentru că era, dar am riscat să greșești, să nu-l supăr cumva, era să-i spun că această expoziție de această dată, cu același număr mare de lucrări, peste 50 câte sunt aici, este o expoziție în care toamna este preponderentă. Și e bine și e frumos că e așa. E frumos că atunci când ești de acum împlinit și ca om și ca artist,
să găsești modalitatea de a ilustra toamna, de care mulți se tem să o ilustreze. De aceea eu îl felicit pe pictor și aș mai vrea să adaug câte ceva. Gândiți-vă de câte ori suntem la un vernisaj din acesta, că ceea ce vedem, ceea ce simțim, ceea ce ni se întâmplă în aceste clipe, este și pentru faptul că arta nu e frumoasă numai în expoziție. Fiecare dintre noi sunt convins că și-ar dori un tablou din această expoziție în casă. Fiecare dintre noi ar dori să-și înfrumusețeze viața cu imagini ca cele pe care Dumitru Bezem le-a selectat pentru noi fiecare. De asemenea, aș mai adăuga un lucru. Dacă la expozițiile anterioare ale lui Dumitru Bezem vedeam foarte multă lume interesată, preocupată de lucrări, de data aceasta văd și simt că am mers mai departe. Fiecare dintre noi a trecut dincolo de lucrare, de lucrarea de artă, de momentul acestui vernisaj și este mai aproape de autor, pentru că îl simte nu numai ca pe un semen al său, ci ca pe un semen iubit, un semen care ori de câte ori îi privește opera de creație, simte că îl slujește pe acel ce privește. Din acest punct de vedere, mă bucur să vă spun încă o dată, la finalul intervenției mele, că ziua de astăzi, mie mi se pare o zi a bucuriei, că vernisajul de astăzi este un vernisaj al culorilor tuturor anotimpurilor, din care toamna nu face altceva decât să ne arate bogăția întregului an, iar iarăși fac o referire la domnul Potop, spunea adeneori că prin numărul mare de expoziții Dumitru Bezem este cel mai prolific membru al filialei UAP. Eu o spun încă o dată. Nu este numai cel mai prolific. Este un om care, dincolo de har, are hărnicia în sânge, așa cum s-a născut în Tarcăul natal, așa cum a crescut pe Valea Bistriței și pe alte văi ale țării, așa cum a învățat să iubească casele, vetrele și oamenii care dau suflet tuturor acestora. De aceea, îngăduiți-mi, fac și eu la fel, pentru că acum ne despart doar o săptămână de ziua de naștere și 10 zile de ziua onomastică, să-i spun lui Dumitru Bezem și în fața dumneavoastră felicitări din toată inima și pentru această expoziție, dar în același timp și la mulți ani cu sănătate pentru sine, pentru Mihaela și pentru toți cei dragi ai lor, astfel încât să se bucure alături de noi, iar noi să ne bucurăm alături de dânsii când ne vor invita la alte și alte expoziții frumoase în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine aici, deci consumați împreună cu mine emoțiile. Încerc să fiu sincer, deși sinceritatea, cum spunea Bernard Shaw, e un mare pericol atâta timp cât nu ești prost. Ideea este că expoziția pe care o veneți dumneavoastră poate părea în acord cu toamna, cu luna aceasta splendidă,
și prin faptul că am fost nevoit să lucrez în timp foarte scurt. Eu am fost în niște tabere în Ardeal și nu zic că mi-au mâncat din zile, mi-au dat zile acele momente, taberele au fost extraordinare, am colegi care au fost cu mine, știu cât de bine ne-am simțit. Astăzi am primit un telefon de la Botoșani, de la Făldiceni, de la colegi de-ai noștri cu care am trăit clipe minunate în Ardeal, noi fiind moldoveni, invitați acolo. Sigur, în timp scurt am încercat să exprim cât pot eu de mult, adică de dens. Unele lucrări, sigur, au o putere de expresie, o forță, probabil, pe care de-abia acum mă dumiresc că mai putea fi încă, sigur, accentuată. Unele pot fi mai atenuate ca forță, să zicem așa. Deci ele aparțin unui timp destul de scurt, de comprimat. Sunt imagini care îmi sunt dragi mie. Sunt încă convins că realitatea, concreteța ei, frumosul din natură mai poate să ne inspire. Și nu numai în pictură. Sigur, mi-aș fi dorit un fond muzical aici. M-am bucurat când a pornit acel de telefon. Sigur, poate pe Mussorgsky cu imagini dintr-o expoziție sau știu eu să fi găsit un fond muzical. Vă mulțumesc încă o dată și repet, sinceritatea mea vreau să o descoperiți în unele din tablourile expuse. Acolo poate este tot ceea ce vreau eu să exprim în mod direct și, dacă vreți, într-un anumit fel este și un jurnal al existenței mele. Poate pe termen scurt, nu știu dacă am reușit tocmai un pictor sau un artist își propune de cele mai multe ori să realizeze lucruri care să aibă o anumită marcă, o anumită amprentă personală. Nu știu dacă am reușit aici, dumneavoastră care mi-ați mai urmărit din expoziții, poate puteți realizați dacă sunt aproape de ceea ce trebuia sau nu. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine și să vă urez mai departe să trăiți clipe frumoase și la alte expoziții și să aveți parte de sănătate și de o recoltă minunată. Bine.